Ce înseamnă a investi banii? E o întrebare pe care mulți dintre noi ne punem atunci când ne gândim la viitorul nostru financiar. Mulți alegem varianta unui depozit bancar, însă dobânda în acest caz este una mică. Specialiștii ne sfătuiesc să ne îndreptăm investițiile spre bursă. Ce înseamnă bursa? Cum se investește pe bursă și mai ales cum se scoate profit de pe bursă? Asta vor explica unii dintre cei mai renumiți analiști ai pieței de capital din România. Ei vor veni la evenimentul intitulat sugestiv Banii Tăi Expo, eveniment care va avea loc la București pe 27 și 28 mai. Cel mai potrivit loc în care se va muta pentru câteva zile piața bursieră va fi piața universității. În aer liber vor fi gata să ofere informații despre moduri inteligente de investiție a banilor, diversi brokeri, analiști și reprezentanți ai unor instituții de profil. Toți vor veni la Banii Tăi Expo între 27 și 28 mai. Ei vor explica românilor ce este bursa și cum vă puteți folosi de ea. Potrivit statisticilor, românii preferă depozitele bancare, însă bursa de la București nu trebuie deloc ignorată. România oferă în acest an cele mai mari randamente ale dividendelor din lume. Practic, dacă vorbim de cele mai tranzacționate 10 companii de pe Bursa de Valori București, randamentul doar din dividende este de în jur de 9%. Dividendul ar fi oarecum similar cu ținerea banilor într-un depozit bancar. Cumperi acțiuni la companii profitabile, iar apoi aștepți an de an să încasezi bani din profitul care se împarte acționarilor, ca și cum ai pune banii la bancă și aștept să-ți intre dobânda. Suntem convinși că mult mai mulți români ar putea investi pe bursă dacă ar avea cunoștințele necesare și asta încurajăm și noi să se informeze asupra alternativelor de investiții. Deschizând ușa bursei, accesați o mulțime de instrumente. Dincolo de profitul obținut din cumpărarea de acțiuni românești la preț mic și venderea lor la preț mare la BVB, mai sunt tranzacționate și obligațiuni municipale, unități la fonduri de investiții și chiar acțiuni ale prestigioaselor companii străine. La Banii Tăi Expo vor veni și specialiști din Ministerul Finanțelor cu prezentări despre titlurile de stat, Banca Națională a României, administrator ai unor fonduri de investiții și ai unor fonduri de pensii.